este doliu uriaș după ce Constantin, cel mai tânăr fiu al prințului Hans Adam al doilea al Liechtensteinului, a murit subit la doar 51 de ani. Anunțul a fost făcut de casa prin printr-un comunicat de presă. Constantin era al șaptelea în ordinea succesiunii la tronul acestui mic principat bocat, situat între Austria și Elveția. Constantin lasă în urma sa o soție, prințesa Marie de Liechtenstein și copii, prințul Moritz, prințesa Georgina și prințul Benedict, de plânge casa prin el a fost președintele Consiliului de Supraveghere a Liechtenstein Group, cel mai mare grup bancar privat și de gestionare de active care aparține unei familii regale din lume. Se mai arată în comunicat. La vârsta de doar 51 de ani, Constantin a părăsit această lume, iar Casa Princeară a emis un comunicat oficial pentru a transmite această tristă veste. Comunicatul precizează, citez, Casa Princeară vă anunță cu regret decesul neașteptat al prințului Constantin de Liechtenstein la data de 5 decembrie 2023. Dumnezeu să-l odihnească în pace.